Semaforul alimentelor ar putea deveni lege. Este vorba despre un proiect legislativ prin care să se arate calitatea produselor. Vorbim despre 5 culori, de la verde închis, care indică produsele cu cea mai înaltă calitate nutrițională, la portocaliu închis, cu o calitate nutrițională mai scăzută, și despre 5 litere, de la A la E. Metoda este deja folosită în alte state din Uniunea Europeană. Mai multe despre această inițiativă discutăm cu Sorin Mierla, președintele Infocons. Vă salut cu respect, bună dimineața! Bună dimineața și Hristos a înviat! Adevărat, a înviat, mult așteptată așadar o astfel de măsură. Practic ne-am aliniat la legislația europeană? În primul rând este un pas important pe zona aceasta de informare a consumatorilor, în condițiile în care foarte multe etichete sunt aproape abracadabrabile de a le înțelege din punct de vedere al terminologiei unor ingrediente, când discutăm de aditiv, de colorant, de tot ceea ce înseamnă anumite, să spunem, substanțe chimice. Pe cealaltă parte, scrisul foarte mic, numărul mare de produse, un astfel de mecanism poate să ajute și să aducă, să spunem, o informare în plus pentru consumator. Dar să nu uităm că acest semafor în această formă nu vine și nu are, să spunem, niciun fel de legătură cu zona de aditiv, de celebrele euri. Așa că este un pas, mai sunt pași de făcut, dar cred că tot ceea ce înseamnă simplificarea, informarea, educarea consumatorului în acest mecanism este extrem de importantă. Din această perspectivă, chiar și Infocons, Mișcarea de Protecție a Consumatorilor din România, salută o astfel de mișcare, iar în cadrul aplicației gratuite Infocons te ajută să înțelegi, chiar dacă nu ai semaforizarea încă pe etichetă. Cred că fiecare dintre noi putem să fim mai informați și mai educați și cred că până la urmă fiecare își dorește să cumpere ceva ce cu adevărat își dorește și nu să fie indus în eroare de multe ori de anumite mijloace publicitare, campanii care se fac pachete cu tot felul de design-uri mai atractive, care de multe ori pot să creeze anumite confuzii pentru consumator. Da, este un pas bun, este un pas în plus, nu este suficient, dar este oricum mult mai bun decât ceea ce este astăzi. Ar putea încuraja o astfel de măsură și achiziția de produse românești, tradiționale românești, care sunt poate mai calitative decât cele aduse din Turcia, de exemplu? Nu cred. Nu cred, fiindcă aici nu are legătură nici cu țara de proveniență, nici cu alte lucruri. Sunt niște lucruri foarte clar, de vorba de Nutri-Score-ul acesta care, să spunem, dau un exemplu, chiar unele produse tradiționale, să-i spunem, poate să iasă cu o culoare mai spre roșie, ceea ce ar putea să ducă, să spunem, la anumite probleme, dar asta nu înseamnă că nu este un lucru bun, un lucru important pentru consumator, pentru cetățean. Iar pe cealaltă parte, cred că fiecare dintre noi ne putem uita la țara de proveniență să cumpărăm produse românești, chiar dacă poate sunt la aceeași calitate, nu neapărat mai bune, dar măcar să încurajăm locurile de muncă în România, produsele românești, și să nu uităm un lucru. Lanțul de trasabilitate mai scurt aduce, fără să avem prea multe informări sau informații, prospețime, până la urmă, al produsului mult mai aproape de ceea ce ne-am dorit. Așa că dacă cumpărăm o roșie din România versus o roșie din Turcia, dacă cumpărăm un cartof românesc sau un cartof din Egipt, este clar că produsul românesc, ca și prospețime, ca și lanț de trasabilitate, este mai aproape de ceea ce ne-am dorit. Cred că nu este foarte complicat să ne uităm, dacă se va aproba această lege, la culoarea semaforizării, să ne uităm la țara de proveniență, termenul de valabilitate, și deja suntem câștigați în momentul în care facem o decizie când cumpărăm un produs din Galantar. Iar dacă nu, scanăm cu aplicația gratuită Infocons și avem și toate informațiile cu privire la euri, zahăr, sare, fiindcă este important în această perioadă sănătatea consumatorului, cât de ar decizia să fie la consumator și să nu fie indusă prin alte tipuri de mijloace pentru a-l determina pe consumator să cumpere produse care poate nu sunt reale ceea ce și-ar dori acesta.